După ce a fost incendiată mașina și a fost trecut pe lista de disponibilizări, un alt necaz s-a abătut asupra familiei polițistului Aurel Leuștean. Casa acestuia din cartierul Iezureni, aflată în construcție, a fost cuprinsă azi noapte de flăcări. Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru a stinge incendiul. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, care au reușit localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. În urma incendiului au ars acoperișul casei de locuit construit din lemn cu învelitoare din siglă pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați și circa un metru cub de material lemnos depozitat în locul focarului. Atât Aurel Leuștean cât și soția lui dau vina pentru tot ce se întâmplă pe șefii lor care i-au stresat și i-au sancționat în continuu. Chiar dacă nu au primit amenințări, cred că totul se datorează faptului că sunt polițiști. Bănuiți pe cineva pentru situația asta? Poliția rutieră. Pe domn Frățilescu și pe Tatomir. Șmecheri de poliție. De ce spuneți lucrurile? De ce? Șmecheri. V-au amenințat? Nu. No. V-au sprijinit? Niciodată. Numai pe ordinarii ai sprijinit. Și pe sponsori. Dar ați fost amenințat vreodată? Ați primit vreo amenințare? Da, în tot timpul mă sancționa când pleca șeful al mare în concediu. Da, așa este. Pe cuvânt. M-a controlat și pe bagajul mașinii poliției. Terorizat. Mi-a dat sancțiune pentru toate prostiile. Și pentru mașină, nu bănuiți pe nimeni, cine aveți, un dușman, cineva care să... Tot pentru poliție. Tot pentru poliție. Deci pentru serviciu. Da. Pentru ce ați făcut la serviciu. Da. Pe 6 iunie la mașină, 6 octombrie la aici. Singurile amenințări au fost, poate, din partea șefilor noștri. Să tăceți, să stăm liniștiți că totul este bine. Uitați-vă ce situație sunteți. Vă rog pe dumneavoastră să-mi dați un exemplu ce fac eu cu copiii mei mâine. Mai mult decât atât, familia se teme și pentru siguranța copiilor. Copiii mei sunt terorizați, n-am ce să pierd decât că mâine o să-mi ia fetița de la școală sau îmi dă în cap pe stradă. Suntem polițiști, ne este frică și recunoaștem acest lucru, da? Când ne dau afară, ne dau. Dar să trăim terorizați, ce să mai zică simplu cetățean? Ce fac eu mâine cu copiii mei? Eu, polițist la prevenire, cum pot să-i previn? De 4 luni nu s-a făcut nicio cercetare, nu se știe nimic. Nici cu mașina nu avem niciun rezultat. Poliția a deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cauzele și împrejurările în care a izbucnit incendiul. Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și specialiști criminaliști, sub coordonarea unui procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, desfășoară activități de cercetare și investigare pentru a lămuri cu exactitate atât cauzele cât și împrejurările în care a survenit acest incendiu. După definitivarea acestor cercetări, dosarul urmează a fi înaintat cu propuneri legale unității de parchet. Astăzi se stabilește dacă Aurel Leuștean va fi sau nu disponibilizat din cadrul IPJ Gorj.